producător de evenimente. În primăvara anului 2012, Ordinul Arhitecturii din România, Treia Transilvania, a organizat Universitatea de Vară sub coordonarea ședintelui Sorin Gutman. S-au înscris la această universitate studenți de la mai multe facultăți. În afară de arhitectură, au fost peisagiști, sociologi istorici, fotografi și ghisturiști. Ne-am propus, nu au relevat spații, au venit cu propunere, au venit cu intervenții pentru aceste zone. Ele urmau să fie expuse. Sigur, se expuneau în fața unui public care urma să fie studenții arhitecți, de facultățile care participau la această universitate. Ne-am dat seama că nu este destul asta, pentru că în momentul în care se întâmplă să ne vorbim unii altora și să ne felicităm sau să ne criticăm între noi, nu avem acel public care să-și asume sau să înțeleagă ceea ce noi propunem. În acel moment s-a generat ideea scenei urbane, scena cetății la ora respectivă. Am organizat un eveniment care își dorea să atragă public de altă factură decât specialiștii care, bineînțeles, urmau să vină să vadă aceste expoziții. Prin urmare, am decis că trebuie să ne adresăm la categorii de vârstă diferite, la interese diferite și să încercăm să oferim șansa participării la un eveniment plăcut în care să informăm despre un spațiu, cum era cetățuia, care era, cum spun, obiectul studiului Universității de Vară, studenților lucrat Universității de Vară. Am vorbit despre asta în cadrul evenimentelor cu toții, în felul în care s-a făcut în variile ocazii, în cadrul spectacolelor, împreună cu copiii, s-au făcut machete despre cetățuie, s-a încercat o abordare participativă a ceea ce în cadrul evenimentelor și a structurilor pe care noi le-am propus și am încercat să le quantificăm. S-a făcut pentru copii treasure hunt, au cerut sau solicitat și adulții tururi ghidate și evenimente similare. Am avut peste 2500 de participanți. După acest eveniment, mi s-a solicitat o prezență permanentă în acel spațiu. Ne-am dat seama că nu ne dorim niciunul să fim organizatori de evenimente. Nu asta este ceea ce vrem să facem și nu credeam niciunul dintre noi că putem sau vrem să facem acest lucru, pentru că nu putem să impunem asta. Ci mai degrabă ne-am dorit să reușim să atragem pe o platformă oameni care vor să comunice informații legate de acest spațiu, cumva să le resuscităm rădăcinile diferitelor spații din Cluj. Scopul nostru a fost ca acele spații să devină în timp obiect de eveniment, de studiu, de intervenție pentru administrația publică sau pentru alte asociații și organizații. S-a întâmplat asta cu toate spațiile în care scena urbană a intervenit până acum și considerăm un beneficiu major. Nu ne dorim nici când să revenim acolo decât accidental și oferim întreg suportul nostru, tot ce înseamnă releve, tot ce înseamnă studii, din toate domeniile, tot ceea ce am făcut noi pentru cei care doresc să se intervină în spațiile respective ulterior. Deci, cetățuia mai revenit și în 2013 în parteneriate cu oameni care au înțeles faptul că această platformă de evenimente își doresc să ofere șansa unei exprimări libere, nu impune un standard, nu impune o temă, ci dorim să le oferim șansa să se exprime. Ne-am mărit numărul de organizatori, parteneriatele cu Universitatea de Arte și Design, parteneriate cu Academia de Muzică, parteneriate cu Lumina Scriitorilor, parteneriate cu asociații și organizații din Elveția, Franța și Germania, care, spre surprindere mea, au înțeles că nu suntem un eveniment cultural, ci o platformă care le oferă șansa să se exprime. Este o mare diferență. Nu știm să impunem un lucru. Nu învățăm în facultate toate lucrurile necesare ca să poți să faci un statement pe un spațiu. N-ai cum să faci asta, cel puțin nu la vârsta asta și nu provenim dintr-o singură profesie. Credem că o platformă pluridisciplinară este singura șansă prin care poți să comunici. Încercăm în acest fel să ridicăm într-un fel standardul și să oferim, cum spuneam, șansa să comunici ceea ce dorești. Fie că ești biolog, fie că ești arhitect, fie că ești peisagist. Putem să avem aceea un debate dacă considerăm acea intervenție valoroasă sau nu, dacă o considerăm importantă sau nu. Dar există un spațiu în care poți să faci acest lucru. Cinematograful comunist abandonat a fost intervenția celor de la studenților Erasmus din toată Europa în cadrul Ților Clujului s-a desfășurat în parteneriat cu Scena Urbană pe cetățuie în Poarta Nordică și au contextualizat un studiu legat de cinematograful comunist abandonat și au făcut expoziție
care s-a bucurat de foarte mulți spectatori, atât datorită prezenței lor, și datorită faptului că, în paralel, se desfășurau activitățile scenei urbane. Părinții care își lasă copiii să se joace noi de-a cetățuia, să descoperă cetățuia întrejurcant, vizitează expozițiile care sunt acolo. Asta asigură un public diferit de ceea ce se întâmplă în mod uzual când organizezi doar o expoziție de arhitectură. Și am considerat acest lucru un pas înainte. Asta a fost parte din expoziția respectivă. La începutul anului am declarat că ne dorim ca grădina botanică să fie subiectul anului 2013 a scenei urbane. Pentru că ne-am dat seama că trebuie să găsim acea platformă de comunicare comună, am fixat două întâlniri cu oameni pe care îi considerăm importanți pentru societatea clujană și românească în general, și pe care am invitat să ne împărtășească amintiri și păreri legate de acest spațiu. Lucruri din suflet, lucruri pe care le avem cu toții comun, putem să râdem de ele acum, dar ne amintim și ne întoarcem la el. Toți cei pe care aveți aici, medici, sportivi, filozofi, istorici, scritori și mai departe, au mâncat, au înghețat în grădina botanică, au fumat acolo, au iulit de la școală prima dată, am povestit lucruri care ne sunt într-un fel comune. Ne-am întors la acea bază de unde cred că trebuie să începem să construim în mod real, privindu-ne în ochi. Dacă încercăm să promovăm doar valori, dacă încercăm să facem un statement, înseamnă că ne asumăm, putem să fim apreciați sau nu pentru asta, dar nu cred că oferim o șansă reală. Au fost două întâlniri, una pentru că era frig, a fost în interiorul holului seră, cea de-a doua a fost în exterior, din nou invitați din toate domeniile să expună opinia lor legată de, sau amintirile lor legate de acest spațiu, despre cea mai frumoasă magnolie, despre ce își doreau și ce își aminteau. De la copii mici, care s-au pierdut în grădină, și până la cei mari, avem aproape aceeași amintire. În acel moment s-a generat ideea unor sculpturi carte. Sculpturile carte, după cum știți, scena urbană a lucrat în acești ani în parteneriat cu artistul Denis Ligo, care are diferite tipuri de intervenții contextualizate. Am invitat oameni să ne spună amintiri sau să deseneze, cei care nu știu să scrie, legate de grădina urbană. S-a întâmplat pe tot parcursul verii, au fost mai multe sculpturi pe care unele au fost dedicate anumitor personalități, oameni care ne-au ajutat chiar și doar cu sfaturi, spunându-ne că nu trebuie să-ți pierzi simțul umorului când lupți pe o piață unde teoretic vorbim despre cultură, practic lucrăm la nivel suburban, trebuie să te înveți cu asta. Ne-au ajutat cu mici gânduri și sfaturi. Le-am mulțumit cu o mică sculptură carte pe care oamenii și-au comunicat gânduri, au comunicat gânduri legate de mine și mai departe. Am mers în tot scena urbană, în săptămâna altfel, la școli. Am cerut părerea copiilor, amintirile copiilor legate de asta, le-am expus în grădina botanică, poate ați avut șansa să le vedeți. Am dedicat sculpturilor campioni mici sau mari, oameni despre care nu se vorbește în general. Din nou am invitat oamenii să-și spună părerile. Extrema la care am mers a fost la nivel social. Mi-am dat seama că sunt oameni care nu pot fi prezenți acolo. Aici am fost în penitenciarul de maximă securitate Gherla, sunt condamnat pe viață, în fața căruia am făcut o sculptură. Am crezut că ofer ceva, vă spun sincer, am constat că am primit de 10 ori mai mult decât am putut să ofer. Pentru că a fost o experiență greu de descris. S-a aplicat și acei oameni și-au plimbat copiii tot acolo, s-au pierdut tot acolo, au mâncat aceeași înghețată, au fumat aceeași țigară în același loc. Și au împărtășit, am făcut cu ei sculpturile, împreună cu Denis Ligo, am învățat să facă nădușesc și capesta, am luat sculptura, ne-am transmis mesaje și am dus-o în grădina botanică. Le-am dus în schimb sculptura copiilor, au râs de adevăratele, fără glume colaterale și fără alte lucruri cu care probabil să de care să lovesc în zimii. Tot ce am putut să facem, cel de-așa roman a fost să-i privim în ochi, să le spunem că putem să-i privim ca și cum ne-am fi întâlnit doar azi și n-am știut nimic despre ei. Asta este tot. Dar este a fost însemnat. Unul dintre texte. Așa sunt toate, sunt sute de mesaje. În grădina botanică, între timp s-au întâmplat, am invitat artiști, peisagiști sau autorități de lenda, în grupul scenă urbană, după cum știți, sunt peisagiști, biologi, istorici, isturistici, psihologi, sociologi. Cine dorește să vină să comunice, să lucreze cu noi, este binevenit oricând și poate să ne propună proiectul pe care crede că merită să îl susțină într-un cadru de asemenea. Avem artiști care au dorit să vină să expună în cadrul acesta, probabil cunoaște cu Carpentica, au fost alături de noi, au sugerat.
în grădinile botanice din toată lumea asta se întâmplă lucruri care sunt considerate obișnuite. În general, grădina botanică, tai chi, meditații, shotokan. Am încercat să aducem puțin, într-o jumătate de oră, evenimentul de genul ăsta. Ne-am bucurat, ca în plimbările noastre, după aceea prin grădină, să vedem oameni care au înțeles că pot să faci și asta. Sigur, grădina botanică are o valoare extraordinară, dar noi am ajuns să ne bucurăm de ea la nuntă când ne facem poze și când terminăm clasa 12. Poate putem să ne găsim momente să apreciem și altfel. Asta era mesajul. Parteneriatul cu absolvenții Academiei de Muzică Gheorghe Dima, Sor Angelica Lucucini, a fost în grădina botanică. Concurs de arhitectură pentru spațiu public, deci am avut manifestări de varii forme. A avut un public de care poate nu s-a bucurat pe stradă, cu siguranță s-a bucurat în centru, da? A fost o șansă pentru foarte mulți să le spună că susțin această idee. Camace, lângă concertul celor de la Glasfish care au cântat în turul de apă, un alt mod de a te bucura de acest spațiu. Cum vă spuneam, toți cei din Șina Urbană pot să propună intervenții. Biologii au dorit ca să îl invită pe domnul profesor Fima să ne vorbească cu plenile Racoviță. Asta s-a întâmplat marți, în la Mănăstirea Franciscană. A fost emoționant să auzi pe cineva să-ți revezi aproape un bunic de 88 de ani povestind despre plenile Racoviță, despre ceea ce s-a întâmplat. Poate nu de mult. Am avut multe de învățat din asta. Au fost foarte multe evenimente și în Albana. Am evitat să aduc în fața dumneavoastră lucruri care poate le-ați auzit deseori sau poate v-ați auzit mult prea mult de ele. Vă mulțumesc mult. Este o imagine de la sfârșitul concertului Acustul Elvețean în Marcaimont, care a fost promovată către un consilier local elvețean, care a constatat că această platformă poate să inspire și alte zone și alte țări. Vă mulțumesc mult!